Ei, uite, asta nu mi-aș fi dorit niciodată să o văd și nici nu mi-aș fi dorit vreodată să existe în vreo relație. Băieții vorbeau despre Andrei, în fine, își alegeau personaje din filmul Las Fierbinți și Bogdan spune, da, da, dar să vedem cine o să fie Celentana. Dani stă ce stă și spune, Diana. Adică, bețivanul satului. Vai, toți au început să râdă și el argumenta gen că îi luat tot timpul paharul din mână, că Diana îl trimitea pe Alex să îi umple paharul, că țipa la el, du-te și adun, du-te și pune Și că atunci când venea ales cu cana lui, ea lua și răsturna în paharul ei. Sincer, tot buc, dar n a apărat-o cumva. Și spunea că dacă nu i s-a făcut rău și a fost ok, înseamnă că a fost bine. Deci, ăsta, nu știu, nu știu ce a fost în capul lui, nu știu dacă așa se comportă el cu fetele, dar sincer, foarte urât. Eu, efectiv, am înghețat când am auzit. Nu se face așa ceva niciodată în viața asta. Ales într-o competiție unde știi că restul avea așteaptă să afle ceva cu care să te lovească? Se pune acolo la dosar, știți cum e, și când o să le fie lumea mai întreagă, o să le reproșeze fix aceste lucruri. Foarte urât, Doamne ferește, deci n-aș vrea să cred că ăsta este Dani și nici n-aș vrea să cred că se va mai repeta vreodată, pentru că este, sincer, eu de-aș fi în locul lui Diana, e mare pom ce-i dădeam. Din punctul meu de vedere, rolul partenerului este să te apere, să te cumva să te ascundă de ceilalți și niciodată să nu scoată în evidență uh, negativul. Ați văzut, mă țineți minte că spunea el că i-a plăcut faptul că nu îl ceartă în public și că vorbește acasă. Dacă ar fi fost un băiat cerebral care ar fi fost atât de întrăpustit de Diana, precum spune, Asta ar fi trebuit să facă și el, să o ascundă de cei din jur și să vorbească cu ea atunci când avea ocazia și să-i spună să nu se mai întâmple acest lucru. Nu a făcut asta și a rușinat-o în fața celor.